Ramona era seară confruntată cu multe întrebări care duceau discuția inevitabil către Stelian. Îl mai place Ramona pe Stelian? Vorbeam despre Stelian. Am auzit. S-a oprit. Arăți foarte bine, mă n-auzi. În continuare are o părere foarte bună despre tine. Vrăjeli. Și asta îi alimentează ei. Deci felul în care el răspunde îi alimentează ei. Pentru că sunt vrăjeli, deci, n-ai cum să... Și ea o ia ca și cum... Păi nu, că mă place de fapt. Simona, eu 46. La 12 noaptea... Da? Hai să auzi altă părere. Nu e real. Opriți-vă! Da, Stelian, ai dreptate, ești un băiat foarte urât, ești... arăți nașpa rău de tot, ai un fizic groaznic. Asta e chestia care pe mine mă enervează foarte tare și... Măi, am zis că fizic arăți bine, că ești un băiat frumos. N-ai spus că nu te mai trage niciun bărbat din casă, acum ai spus, pe materie răspune că ai nu știu ce sentimente față de mine. N-am spus că am sentimente, am spus că ești un băiat frumos, fizic, că te simpatizezi. Cât era 50%. Asta nu înseamnă că am sentimente față de tine. Cât era 50% sau n-am auzit bine sau... Cât te simpatizezi. Sau între timp s-a schimbat sau... Cât te simpatizezi tu în... Dar pe tine te interesează dacă ea te mai simpatizează sau nu? După ce că sunt nervoasă, mai vii și tu și mai dai din gura aia. Dar la întrebarea asta răspunde. Pe tine te mai interesează dacă Ramona te simpatizează sau nu? Nu mă interesează. Păi nu l-a interesat niciodată. Dar aș prefera. Deci ascultă tu. Dar nu mă interesează ce vorbește, că mă enervează. După ce că... Pentru că nu știe el să-i contrazice cu mine pentru niște lucruri care le spun eu, dar ca și când el ar ști ce... Păi și pentru că tu nu ești stabil în declarație, adică acum spui că nu-l suporți, că nu știu ce, că nu-l mai placi, că nu mai așa, după aia spui că încă ai sentiment pentru el și 50% încă îl simpatizezi, adică și tu trebuie să rămâi pe o baricadă. Când te-a jignit, ai zis nu mă interesează, poate zic orice, pentru mine e zero, astea au fost cuvintele tale. Nu ai cum să spui cineva este zero și după aia la o zi să spui că îl simpatizezi sau ți-e drag de el în condițiile în care el te-a jignit. Tu nu ți-ai menținut părerea și opinia să rămâi dreaptă și fermă? Ca el să, măcar să vină să spună îmi cer scuze sau îmi pare rău sau ceva. Nici măcar nu... Și în continuare tu spui că tu îl plași pe el. Să mă ierte Dumnezeu dacă eu mai înțeleg, acum vine să mă... Și mai mă enervează aspectul că tot timpul ai făcut asta, Ramona. Asta mă scoate cumva din sărite uneori. Nu are sens, nu poți să-ți placă. Și încă o dată, după tine te interesează... Nu, dar nu mi se pare drept, sincer. Bun, nu ți se pare drept, dar te interesează felul în care Ramona te vede pe tine? Te afectează în vreun fel, te mișcă pe tine în vreun fel? În afară de orgoliul tău? Nu e vorba de orgoliu, dar mi se pare just. Efectiv, nu mi se pare just. Și fiind vorba în mod indirect despre mine, nu-i drept, pur și simplu. Nu-i drept. Nu înseamnă neapărat că îmi pasă, dar am dreptul la părere. Bun, dar exprimă-i și ei că nu-ți pasă ceea ce crede despre tine, ca să înțeleagă și ea că nu-ți pasă. Ea vorbește ca să nu audă ce spune. Bine, și vis-a-vis de toate lucrurile pe care ți le-am spus celelalte, că le știi foarte bine. Alea nu mai sunt, nu? Astea au fost doar asta a fost din partea mea, jigniri și lucruri nasoale, nu? Dar n-am spus eu asta. Dar sunt întreabă, și lucruri la care ai de lucrat. Întreabă pe Tesc, că uite, tu? Eu cu Tesc vorbeam foarte mult, nu. Întreabă pe Tesc cât de frumos am vorbit eu despre tine. Că nu s-a... Nu, și nici... Chiar am vorbit frumos despre tine. Și că nu s-a dat, asta nu este... Păi, dar unde ați vorbit asta, și frumos asta, și urât? Asta spun. Cât timp am fost aproape și astea, vorbea frumos. În momentul în care n-am mai fost aproape, ți-ai schimbat tot. Dar dacă nu s-a dat, mereu am vorbit frumos despre tine. Ascultă-mă 2 secunde. Asta deja devine un cerc vicios și nu vreau să mai aparte la el. Dar pentru că a fost cândva ceva... Nu înseamnă că încă mai e, nu? Exact. Adică dar spune lucrurile clare, frate. Am spus lucruri destul de clar. Doar că eu mâine și poimne și peste o săptămână că mă întreb, voi spune același lucru. Ramona, 7 zile, sunt 7 păreri diferite are. Și fiind vorba despre mine, nu că mă interesează, dar e vorba despre mine. Și am și eu dreptul la o părere. Are sens? Are sens. Ok, vorbește și ei, că de la mine nu înțelege. Deci, el este un om care ți-a exprimat... Măi, Stelian, dar nimic. Du-te, ești... Deci el tocmai ce a spus, că nu-l interesează ce crezi despre el, mai pe da, rămâne. Văd că nu-l interesează, de asta mă f*** pe mine la cap. Că îl vorbesc eu urât. Că, Doamne iartă, m-am vorbit eu despre el urât. De mai multe ori. Dar tu consider că poți să ai o relație cu el? Nu pot să am o relație de niciun fel cu el. După cum se vede. Înseamnă că are dreptate, maică ta. Este foarte bine și da, în momentul în care se vine... Ce mireasa săptămânii, suntem 10 fete, doar una e mireasa săptămânii, e un statut, ai o putere, o influență. Ok. Da, ei, a sunat adrenalina, da? Da. În ziua aia. Eu eram într-o apropiere cu Alexia. Da.
ce a făcut? A trimis-o pe Alexia la noi în casă, că ea a spus, a povestit ulterior, a trimis-o pe Alexia la noi acasă și a făcut tabloul ăsta ca să încerce să stârnească un conflict între mine și Cristian pentru ea. Un joc, asta a fost. Păi dar ei și în ziua de astăzi îi aduce zâmbetul pe buzi, îi stârnește râsul. Ea a spus. Uite la ea. Dar ea a spus, ca două ore mai târziu. Pentru că a înțeles greșit ce am putea să fac, dar e ok. Și nu mai înțeleg. Păi bine, hai, ia stai un pic, stai. Ai înțeles greșit. Ok, acum acum explic. Ce a vrut să spun autor? Hai, uite, el a înțeles greșit. Nu, hai ca să rezolvăm o dată situația. Spune tu. Uite, și o să vreau să mai adaug eu ceva tot în speța asta. Cât timp n-a fost? Scuze, spune după, te rog. Nu o să spun. Cât timp? Cât timp a fost chestia asta? N-a existat apropiere între mine și Alexia. Am zis, după ce am trecut peste, să încerc să mă apropii altă fată. În fapt, Alexia. Ia cu Ramona, cu Alexia. N-aveam nicio tangență trecut, nicio chestie, nu aveam nicio materie, nu participau, nu aveam nicio discuție, nu erau protagoniste în nimic. Okay. În momentul în care eu am început să mă apropii de Alexia, cum a început să se poarte cu ea? A început să vorbească despre ea, a început să se poarte urât la adresa ei, a început să facă niște lucruri care nu sunt ok. Și zi. În prima fază a încercat să apropie de ea ca să demonstreze că de fapt ea nu este afectată de faptul că voi doi intrați într-o cunoaștere. Așa. Încerca să demonstreze și vis-a-vis de ea și vis-a-vis de toată lumea că pe ea nu o afectează. Okay. Iar ulterior, da, prin chestiile astea pe care le spui tu că au intrat în conflict sau că eu nu mai rețin, sincer, nu mai aduc aminte, aici au ieșit la suprafață adevăratele sentimente. Adică frustrarea și gelozia, pentru că există o gelozie, este clar, o știm cu toți, suntem oameni mari și putem să recunoaștem. Poți să înțeleg, ai ceva cu mine. Bine, fie. Eu n-am cu are tine. Ceva în legătură cu orice femeie s-ar apropia de tine, că e normal, e o gelozie, e o ceva în tine, care te macină. Da, dar nu e vorba despre orice femeie în sine, este vorba despre orice femeie care se apropie de mine. Păi da. Bun, ai ceva cu mine. Nu-ți place de mine. A fost, ai dușmănie pe mine acum că a fost și nu va mai fi. Bun, ok. Ia-te de mine. Într-o zi o să plec, într-o zi îți vei găsi liniștea. Dar lasă-le pe ele în pace. Fete, da, dar nu orice, cred că nicio fată, nu ți-a greșit cu nimic. Ai ceva cu mine, mă urăși pe mine, ok, fine. Dar nu cu asta, te urăsc, cu asta n-am spus că te urăsc. Și nu tu ți-ai făcut niște urăști foarte greșite în capul tău. Nu te urăște, nu. Foarte greșită. Ea, de fapt, este încă îndrăgostită de tine, dar creierul îi spune să se detașeze pentru că nu este ce trebuie. Este o contradicție în mintea ei. Bun, de aici, ascultă-mă, de aici, astăzi, te place și te simpatizează și mâine, când ai spus în cuvânt urât, iese la suprafață tot ce are în ea și spune, bă, e zero, nu mai vreau, nu știu ce, de-aia, de aici contradicțiile. Pentru că este o bătaie între inimă și creier. Și eu te întreb pe tine, Simona. Ce vrem de la partenerul nostru, de la partenerul sau partenera noastră? Vrem siguranța, siguranță, că acea cineva o să ne fie alături și nu își va schimba sentimentul față de noi de pe o zi pe alta. Corect. Am dreptul să spun că nu mă consider în siguranță și e mai ok felul în care s-au desfășurat lucrurile și că nu s-a întâmplat nimic între noi, chiar dacă ne-am plăcut la un moment dat. Păi bun. Spus asta, doar că aici cheia este la tine, să te faci că plouă când ea o să fie astăzi așa, mâine așa. Știi când o să se oprească la o singură părere? În momentul o singură opinie și o singură... Când nu se răspunde. Când o să-i treacă și când o să vindece de tine, atunci o să rămână la o singură chestie. Ori că te place, ori că nu te mai place deloc și că nu interesează nimic ce e în legătură cu tine. Dar o să o vezi constantă. Ăla o să fie în momentul în care ea și creierul o să aleagă dintre creier și inimă. În momentul ăsta ea este la mijloc. Cum e Ramona? Un haos total. Un haos. Ce anume este un haos? Tot. Adică, sinceră să fiu, aseară, da, îmi exploda capul. Ai, lăsați că nu explodează așa. Ba da, pentru că până la urmă nimeni nu are de unde să știe cum mă simt eu. Și fiecare își dă cu părerea fără să știe anumite lucruri. Nu are, lucruri. Evident, n-are nimeni cum să simtă intensitatea lucrurilor din sufletul tău. Pe de altă parte, cu toți am fost îndrăgostiți și despre asta e vorba. Știm cum e. Adică nimănui de pe planeta asta nu-i place să-l vadă pe omul de care este îndrăgostit alături de altcineva. Asta este decât lumea. Știu că nu te ajut. Dar așa e. Adică te înțelegem. Sunt conștientă de chestia asta, doar că, cum spune Stelian, că eu cu toate fetele am avut ceva, mi-a dat-o ca și exemplu pe Alexia și atât.
puteam să am aceeași reacție când el s-a apropiat de Tess. Dar n-am avut nicio reacție. Și confirm că n-a avut nimic cu mine. Da, dar erați și prieteni. Dar nu știm, poate că n-a simțit acolo că ar fi... Și asta e adevărat. O treabă de apropiere de alt gen. Da, posibil. Doar că pe Tess eu o știu, oarecum. În schimb, la Stelian chiar am văzut că... Așa mi s-a părut mie, că el chiar este interesat de Tess. Și dacă voiam oarecum să mă bag, puteam să mă bag și să-i spun niște lucruri lui Tess. Și tot ce spune Stelian, că eu îl vorbesc de rău, niciodată nu l-am vorbit de rău și niciodată nu mi-aș permite să-l vorbesc de rău. Mereu am vorbit frumos despre el. Da, poate am avut unele ieșiri care nu au fost tocmai frumoase, dar nu am vorbit neapărat despre el ca și persoană și despre acțiunile lui. Despre el ca și persoană mereu am vorbit frumos. Da, tu te-ai comportat ca o femeie rănită și iarăși e ok să acceptăm treaba asta. Adevărul e că a spune despre cineva că e prefăcut și că e fals și că se dă ce nu e, Stelian, e un adevărat compliment. E o femeie rănită. Serios. Eu sunt conștient de aspectul ăsta, dar eu cu ce sunt vinovat în situația asta? Serios, adică înțeleg și... Stelian, îmi pare rău pe de-o parte. Stai un pic. Știu că n-ai vrut, dar tu ai rănit-o. Așa a fost să fie, că unul simte mai mult, altul mai puțin. Tu n-ai simțit suficient de mult cât să mergi mai departe în povestea asta. Ea ar fi mers mai departe. În ciuda tot ce îi se spunea și din stânga și din dreapta și mama și cu tare și cu tare. Înțelegi? Tu nu ai simțit atât de mult încât să treci peste... tot ce auzeai în jur. Bun, a fost o chestie cumva impusă. Asta nu înseamnă că n-am avut sentimente okay. În momentul ăla. Poate ai fost mai puternic în povestea asta decât a fost ea. Mi-am îngăduit cumva să fiu, gen. M-am forțat să fiu. Ok, felicitări, ea n-a putut. Dar n-ajută nici comentariile pe care le-ai făcut săptămâna trecută când trecea pe lângă ea, n-ajută nici că ea zice că ești păi nu știu cum. Comentarii? Că nu au mai fost. Ce păi nu, zic alea, ziceam de săptămâna trecută, n-am zis că au fost. Ziceam alea de săptămâna trecută. Păi care a fost comentarii de săptămâna trecută? Că nu au fost, asta spun. Săptămâna trecută, ce, că m-a auzit oftând lângă ea? Asta a fost? Nu, Stelian, nu. Când ai spus, când ai vorbit foarte urât, ții minte că ți-am atras atenția. Asta a fost acum două săptămâni. Te rog să mă ierți, acum două săptămâni, da. Ok. Deci asta zic, în toată povestea asta nu ajută. Asta am recunoscut. Nici așa, nici așa, despre asta este vorba. Discuția pe care am avut-o cu Sima a fost un pic mai amplă, am acoperit cumva și subiectul ăla, dar am spus că nu a fost ok. Mă bucur. V-ați lămurit? Da, nu trece așa ușor, din păcate. Dacă ar fi așa de simplu, n-ar mai fi inimi rănite. Și nici melodii de dragoste care să păi eu vorbească cumva, despre... Cred cumva că nu trece atât de ușor, inimi dar... Inimi rănite. Nu știu, mi se pare ciudat, habar n-am, să ai simți chestii bune pentru un om și să vorbești altfel, nu știu. E ceea ce e, habar n-am. În fine. Luăm o scurtă pauză, după pauză vedem ce mistere sunt legate de Ionela și îl bântuie pe Robert, da, are Robert niște nelămuriri și vedem și ce vizită a primit Raul aseară în casa Mireasa și vedem și un task.